Cei 9 suspecți de origine egipteană au fost arestați și sunt acuzați de trafic de persoane în cazul vasului cu migranți cufundat în Marea Ionică, la 80 de kilometri de coastele Greciei. Egiptenii neagă că ar fi traficanți și susțin că erau doar migranți care încercau să ajungă în Europa. Αλλά γενικότερα προκύπτει από τις υλικές καταθέσεις ότι ήταν αρκετά μεγάλο, δηλαδή γύρω στα 600-700 άτομα. În Pakistan, țară din care sunt foarte multe dintre victimele confirmate, a fost decretată zi de doliu național. În acest timp, autoritățile pakistaneze au anunțat arestarea 14 suspecți care ar face parte din rețeaua de trafic de persoane. Conform surselor de la Islamabad, pe vasul scufundat în largul coastelor Greciei ar fi fost 800 de oameni. Prime Minister saab ne jo hai ek yome jo ek sog jo hai manane ka jo hai kal elan kiya aur un khandanon ke sath jo hai ek yakjehti ya dukh ke waqt gham ke waqt jo hai unke gham mein sharik hone ka elan kiya sari qaum sogwar hai. Reprezentanții ONU confirmă că numărul dispăruților ar fi de peste 500. În aceste condiții s-ar putea vorbi de al doilea dezastru ca număr al deceselor după cel din aprilie 2015, când 1100 de migranți au murit după ce vasul lor, plecat din Libia spre Italia, s-a scufundat în Marea Mediterană.